Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș a pregătit un mărțișor pentru reprezentantele sexului frumos, posibilitatea găsirii unui job. Anul acesta bursa locurilor de muncă pentru femei va avea loc ceva mai târziu decât de obicei, pe 18 martie și se va desfășura la Biblioteca Județeană Petre Dulfu din Baia Mare. Prin această acțiune se dorește facilitarea și integrarea pe piața muncii a femeilor aparținând tuturor categoriilor profesionale care își caută activ un loc de muncă, prin prezentarea tuturor instrumentelor necesare căutării unui loc de muncă și a ofertei disponibile, a afirmat Oana Oșanu, directorul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș. La ediția de anul trecut a Bursei Locurilor de Muncă pentru Femei au fost ofertate 147 de job iar 15% dintre locurile puse la dispoziție de angajatori au vizat persoanele cu studii superioare. Opt reprezentante ale sexului frumos au fost angajate pe loc.